De ce o persoană nu mai este prezentă în relația cu mine? Ne-am îndepărtat fără ca eu să-mi dau seama. Dintr-un anumit punct, fie eu nu am mai știut cum, nu am mai avut interesul să vorbesc pe limba sufletului celuilalt, fie cealaltă persoană, efectiv, nu a mai rezonat cu mine, cu ceea ce eu simt și a ales să se îndepărteze de mine. Există un motiv despre care eu nu știu. Acest motiv poate avea legătură cu o altă persoană care a intervenit în relația noastră. Poate avea legătură cu o stare de depresie sau de boală pe care celălalt o are, o simte și despre care eu nu știu nimic, dar care îl face să stea departe de mine. Un om nu mai este prezent în relație atunci când nu a fost iubire niciodată. Atunci când a intrat în relație pentru cu totul și cu totul alte motive, dar de fapt nu au existat sentimente. Iar acum, în momentul prezent, într-o anumită circumstanță, eu aflu acest lucru. Dar acea iubire pe care eu am așteptat-o nu a fost niciodată prezentă în relație, ci a fost doar în mintea mea. Nu mai avem interese comune, nu ne mai leagă aceleași lucruri. Ne-am dezvoltat diferit, suntem în etape de viață diferite și simțim complet diferit în legătură cu alte lucruri care altădată ne pasionau. Un om este absent din relația cu tine atunci când tu dai semne că nu te mai interesează celălalt. De foarte multe ori ne plângem de ceea ce ne fac alți oameni, fără să realizăm că în multe circumstanțe noi suntem cei care îi îndepărtăm. De aceea, înainte de a ne plânge că cineva este absent din relația cu noi, trebuie să ne asigurăm, am făcut noi tot ceea ce ține de persoana noastră pentru a ne arăta interesul, afecțiunea și grija față de celălalt, pentru că dacă da, atunci putem analiza și vedea care este de fapt problema și unde anume ne-am îndepărtat și ne-am distanțat unul de celălalt. Dar până nu mă asigur că eu m-am implicat 100% în relație, nu pot să dau vina pe celălalt. Celălalt se simte vinovat pentru o greșeală pe care a făcut-o față de mine, dar pe care nu a recunoscut-o. Această greșeală poate să fie chiar un gest de trădare, un gest de abandon, dar este ceva care nu a fost mărturisit și care îl face pe această persoană, care o face pe această persoană să se simtă vinovată. Și această vinovăție se traduce în faptul că păstrează distanța, nu mai este la fel de implicat, nu mai dorește să petreacă timpul cu mine. Consideră că de fiecare dată când avem ceva de făcut e mai bine să facă pe cont propriu și există tot timpul alte priorități și întotdeauna are altceva de făcut în afară de a sta cu mine. Cealaltă persoană nu mai are încredere în mine. Deși nu-mi spune asta, a existat un moment în relația noastră unde și-a pierdut încrederea în mine și de atunci, din acel punct, nu mai are de gând să împartă cu mine ceea ce simte și crede cu adevărat.